Eu să culcă, eu nu mai pot, m-am săturat. Ia să vede, Marița s-a săturat de gogoș. Marița, m-am gândit să fac și o filmare de atâta timp. Ia. Am venit să somn, stăteam acolo. Și eu puteam să facem niște și mă chemă nimic că s-a dus până undeva. Cine? Ia. Ia vezi. Bună ziua, prieteni, mătușa mea. Da. Am adus și la tine. Păi de chiar nu mai puteam uite să vă și la tine la gogoșele, deci și gogoșele Marița. Eu nu vă tată să filmez pe față. Și mi-e greu să filmez. Trebuie să ieși. Nu mai ies, că nu mai fac, nu sunt Fernando aici și nu pot să, da, să șterg globul. Hai că filmez din partea asta. Să facem și noi vloguri când avem timp. Da. Când avem lume, nu mai avem timp. Păi nu că este lume, uite. Acum vă arătăm și noi ce putem. Da, hai. Putem. Am stat acolo, bate un soare la mine acolo la terasă, bate un soare de... Nu mai pun, venim moloșal acolo, venim... Chiar nu mai pun, m-am săturat toată vara de festivale.
Am zis că să termine de-abia aștept, să stau în casă cu nevoții mei. Ce să se termine, până de Crăciun? Dar parcă nu mai am putere să mă duc, crede-mă, asta. Toată vara, numai prin soare, peste tot, alergarea mașină. Soare, căldură, îți dormi în mașină. Ce să mai zic, dragi prieteni? Nu ne uite și mie tot așa, ia să mă apucă. Stătii pe scaun, am vrut că s-a dus moșul pe oraș aceea. Păi ce s-a dus, ce-au mai luat? Stătii pe scaun și mă găsim moșul că dormea. Da, păi uite și eu tot la fel, dar facem Marița Gogoșelele. Lăsa și tare bă, știu, nu mai bun, m-am săturat toată vara, nu mai... E ca la mine, bă, dar iarna la mine era sătură acolo. Am mers într-un festival, toată lumea era frig, vânt, ploaie. Unde am fost la Negre? Și era un pui, o voie. Și acolo la mine era cald, eram la mânecă scurtă. La tine era cald și să mă spui ce e foarte frumos. Și mai ales când sunt făcutul, ea își dă tarabaia jos și ea stă și se uite la noi. Și noi care suntem cu porturile, mai din capul nostru. Suntem de porturile. Dar a făcut-o soțul meu din cauza asta. Mi-a luat și până odată vântul. Și de atunci ne-am hotărât, am venit acasă, am muncit la roata aia, s-a pus în genunchi, așa, bun lau cu mie și am muncit pentru ca să avem la vânt. Face și sorul, da. Am văzut, a venit la mine, a luat măsuri să facă și sorul meu. Da. A venit la mine, a luat măsuri să facă. Uite, nu... El nu filmez atâta timp. Papi, m-am gândit să faci o film, nu filmez dacă pun un vlog pe lună. Uite, tu cu gogoșile ăștia, cu când termin cu gogoșile, o să mă apuc de filmări. Dar deja mă apuc eu acasă, dacă n-am filmat și eu pe la festival, ceva frumos. Ce sară la prietenii acasă? Prietenii știe casa mea, știe unde stau. Eu am pus vloguri și cu festivale și cu ăștia, am postat. Uite, dar la două zile, așa. Uite, la mine eu nu poate să mă filmeze, nu ține telefonul în mână, Costel nu știe, eu mai am treabă acolo, uite, și acum lăsai taraba acolo în vânt. Da, pe cameră, nu? Pe cameră și uite, eu nu pot să filmez pe cameră, niciodată n-am filmat așa. Eu filmez invers. Dar acum zic, dacă n-are cine să mă filmeze, am zis să filmez și pe cameră, uite. Am arătat cu gogoșele tale frumoase.